Procese pe bandă rulantă împotriva lui Gheorghe Pistol, primarul de lângă localitatea unde a murit Dan Condra. Zeci de oameni din Buftea se judecă cu primarul, pe care îl acuză că a făcut planul parcelar al localității strict în folosul familiei sale. Una dintre victimele sale este soțul cunoscutei actrițe Tora Vasilescu. Urmăriți un material filmat cu camera ascunsă. Localnicii îl acuză pe primarul liberal al orașului că le-a schimbat amplasamentele terenurilor în bătaie de joc. Ei spun că edilul este ținut în brațe de mai mari zilei, așa încât se bat în instanță cu morile de vânt. Nu am cerut decât dreptul meu. Pentru cei 300 de metri pătrați, revenim soției mele din partea familiei. Nu vreau altceva decât să facă dreptate și legea să spună cuvântul. Deci acest stimat domn nu face altceva decât să-și alipească terenul dumnealui. Dacă eu mint, să suport consecințe. Nu știu ce e, cine ține în spate, cine îl iubește atât de mult. Au prieteni, au fiini, au nași, trebuie să îndrepte legile în țara asta. Nu trebuie să fim slugile nimănui. A murit Ceaușescu și a murit unul și au crescut mii. Trebuie să termine odată cu cârdă și asta. Una dintre victime este un cetățean francez de origine croată, soțul cunoscutei actrițe Tora Vasilescu. Nu vreau să fac pe nevastă în problemele astea. Foarte greu de spart buba. E acoperit peste tot. Ține spate asta de la Helvig, ține potabilia secretarul Helvig, PNL, ține spate toată structura, are 40 ceva de dosare penale. Toți sunt cu nuci, susținut și cu judecatorii care sunt și ei controlați. Și care e nașul cu unul, copilul altul, sunt toți implicați în felul. E greu de mișcat. Eu mă judec cu el. El face planul de parcelare, el împarte, a păstrat ce a fost bun pentru el și restul a împins oamenii spre periferie. Ce nu e pe numele lui, e pe numele mamei, pe numele surorii. A făcut 100 de loturi care sunt viabilizate și care au tot utilizați. Și acolo le vine încetușor. Primarul orașului Buftea nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere oficial în legătură cu acuzațiile care îi se aduc. Fost consilier județean în Ilfov, Gheorghe Pistol este unul dintre cei mai bogați edili. Conform declarației lui de avere, deținea în urmă cu câțiva ani peste 300 de terenuri în București și județul Ilfov, însumând 17 hectare în intravilanul capitalei. Doar terenul din București era evaluat la peste 120 de milioane de euro. În ultimii ani, cea mai mare parte a averii lui Pistol a fost trecută pe numele mamei și sorei acestuia. A devenit celebru după accidentul suferit de Dan Condrea, chiar pe unul dintre terenurile lui. Atunci au existat zvonuri că el ar fi ordonat distrugerea probelor, trimițând femeile de serviciu care au măturat tot din fața procurorilor.